Bine v-am regăsit! Azi, primul curs de optică geometrică. Și pentru că e primul curs și tratează doar aspectele generale și noțiunile introductive, vă recomand și celor care nu sunteți în mod special interesați de fizică să urmăriți acest material, acest curs, pentru că, așa cum am spus, puteți afla despre principiile de bază ale opticii geometrice, câteva lucruri despre eclipse și, de asemenea, despre viteza luminii, lucruri care fac parte din cultura științifică ca parte a culturii generale. Optica studiază mai multe aspecte legate de lumină și de fenomenele luminoase, cum ar fi propagarea luminii, natura luminii, interacțiunea luminii cu substanța. Și din această cauză există trei capitole bine diferențiate ale opticii. Există optica geometrică, de care ne ocupăm acum, dar mai există și optica ondulatorie și optica fotonică. Optica ondulatorie studiază acele fenomene în care lumina se comportă ca undă, de pildă interferența, difracția, polarizarea și altele. Optica fotonică studiază fenomenele în care lumina se comportă ca fiind alcătuită din fotoni, din particule de energie, pe care Einstein le-a folosit ca să explice efectul fotoelectric, dar nu el le-a dat numele de fotoni, așa cum auziți uneori. Numele de foton a fost propus de un chimist american specializat în chimie fizică cu numele de Gilbert Lewis, iar fenomenele în care lumina se comportă ca fiind alcătuită din fotoni sunt în primul rând fenomene legate de interacțiunea luminii cu substanța, de emisia luminii și de absorpția luminii. Numim de obicei lumină acea parte a spectrului electromagnetic, pentru că lumina este undă electromagnetică, la care ochiul nostru este sensibil. Dar optica studiază și unde ale spectrului electromagnetic din afara acestui spectru vizibil, și anume, de pildă, infraroșul și ultravioletul. Și asta deoarece ele se propagă la fel și pot fi descrise teoretic identic cu undele pe care le numim unde luminoase, cu spectrul vizibil al undelor electromagnetice. De altfel, există multe aparate optice care lucrează în infraroș sau în ultraviolet, de la camere video și telecomenzi până la aparatură științifică și tehnică. Ținând seama de aceste lucruri, optica geometrică studiază nu doar lumina vizibilă, ca să spun așa, ci și ultravioletul și infraroșul, și când spunem lumină în optica geometrică, înțelegem toate aceste trei tipuri de radiații: lumina vizibilă, infraroșul și ultravioletul. Optica geometrică se ocupă doar cu descrierea geometrică a modului în care se propagă lumina și folosește ca noțiune de bază raza de lumină. Scopul practic principal al opticii geometrice este realizarea de aparate optice de toate felurile: microscop, telescop, ochelari, aparate de proiecție și așa mai departe. O rază de lumină nu este altceva decât direcția pe care se propagă lumina la un moment dat. Deci este un model pentru propagarea luminii. O putem considera, raza de lumină, ca fiind un fascicul foarte, foarte îngust de lumină. Și așa ajungem la noțiunea de fascicul, care înseamnă un set de mai multe raze de lumină. Fasciculele pot fi divergente, paralele sau convergente, așa cum vedeți în desen. Un fascicul convergent este cel în care razele de lumină se îndreaptă toate către unul și același punct. Un fascicul divergent este cel în care razele de lumină vin toate din același punct, iar un fascicul paralel este evident cel în care razele de lumină sunt paralele. Atenție, orice fascicul convergent devine
mai devreme sau mai târziu, un fascicul divergent, așa cum vedeți în desen. Să ne oprim aici ca să notați cele mai importante lucruri pe care le-am spus până acum. Toată optica geometrică se bazează pe câteva principii teoretice de bază. Acestea sunt principiul propagării rectilinii, principiul independenței mutuale a fasciculelor razelor de lumină, principiul reversibilității parcursului razelor de lumină și principiul timpului minim. Principiul propagării rectilinii nu spune așa cum cred unii că lumina se propagă întotdeauna în linie dreaptă, ci spune că într-un mediu omogen și izotrop, lumina se propagă în linie dreaptă. Un mediu este omogen dacă are aceleași proprietăți în toate punctele lui. Orice punct al mediului are aceleași proprietăți ca oricare alt punct. Și este izotrop dacă are aceleași proprietăți pe orice direcție. Un mediu poate să fie omogen și să nu fie izotrop. Ca exemplu, am ales o suprafață, deci vorbesc acum doar de două dimensiuni, ca să fie mai simplu, un teren pe care a fost plantată o pădure artificială, adică avem șiruri de copaci, așa cum vedeți în desen. Acest teren, această suprafață, este omogenă, în sensul că oriunde cad cu parașuta și mă uit în jur, văd același lucru, șiruri de copaci. Dar nu este izotrop, pentru că șirurile de copaci au o anumită direcție. Și din cauza asta pot să alerg pe anumite direcții fără problemă, dacă alerg în aceeași direcție cu șirurile de copaci între două șiruri, dar dacă încerc să alerg pe alte direcții, atunci din când în când mă voi lovi de un copac. Deci mediul nu are aceleași proprietăți în toate direcțiile, adică nu este izotrop. Al doilea principiu este principiul independenței mutuale a fasciculelor de lumină. El spune că dacă se suprapun două sau mai multe fascicule de lumină, ele nu își influențează reciproc propagarea. Deci un fascicul de lumină nu poate influența, perturba propagarea altui fascicul de lumină. Al treilea, principiul reversibilității parcursului razelor de lumină. El spune că dacă o rază de lumină are un anumit parcurs atunci când se propagă într-un sens, va avea același parcurs atunci când se propagă în sens opus. De pildă, în acest desen puteți vedea o rază de lumină roșie și una albastră, care se propagă pe același traseu, deși una are un sens și cealaltă are un sens opus. Dacă vă întrebați cum se propagă în acest fel razele de lumină după o linie frântă, de pildă pentru că sunt niște oglinzi, suferă niște reflexii pe drum. Și în fine, principiul timpului minim spune că traseul unei raze de lumină între două puncte date este întotdeauna cel care corespunde timpului minim de propagare față de orice traseu vecin, adică față de orice traseu un pic modificat față de traseul pe care se propagă lumina. Cu alte cuvinte, lumina se propagă pe traseul care asigură timpul cel mai scurt de propagare. Și atenție, de multe ori timpul cel mai scurt corespunde și traseului cel mai scurt.
dar nu întotdeauna. Gândiți-vă de pildă la traseele rutiere posibile între două localități. De multe ori traseul cel mai scurt nu este și cel mai rapid. Depinde de viteza cu care putem parcurge diferite etape ale traseului sau diferite variante ale traseului. Și pentru că și lumina se propagă cu viteze diferite în medii diferite, după cum vom vedea imediat, există trasee de multe ori care sunt mai rapide decât trasee care ar fi mai scurte. Să notăm și aceste lucruri. Cele mai simple fenomene legate de propagarea luminii sunt cele de umbră și penumbră. Ele apar datorită principiului propagării rectilinii și se definesc în raport cu o anumită sursă de lumină. Umbra este zona în care niciuna din razele sursei de lumină nu poate să ajungă, iar penumbra poate să apară doar dacă sursa de lumină nu este punctiformă, ci are o anumită extindere spațială. De pildă, poate să fie o sferă, aproximativ așa cum este și Soarele. Din zona de penumbră se poate vedea doar o parte a sursei de lumină. Nu se poate vedea toată sursa. Deci în zona de penumbră ajunge lumină, dar nu de la toată suprafața sursei. Dacă avem o sursă punctiformă de lumină, atunci se produce doar umbră, așa cum vedeți în desen. Și datorită principiului propagării rectilinii, suprafața umbrită este mai mare decât suprafața obstacolului care produce umbra. Dacă sursa de lumină nu este punctiformă, și acum vorbesc despre desenul din dreapta, ci are o anumită extindere spațială, atunci există și în acest caz o zonă de umbră, adică o zonă în care nu ajunge nicio rază de lumină de la sursă, dar în jurul umbrei există o zonă de penumbră, în care ajung raze de la sursă, dar numai o parte dintre razele care pornesc în direcția respectivă. Celelalte sunt blocate de obstacol. Dacă ne găsim în zona de penumbră, putem să vedem, așa cum am mai spus, o parte doar din sursa luminoasă, care de data asta are o anumită extindere spațială. Un fenomen foarte spectaculos de umbră și penumbră este cel al eclipselor. Eclipsele sunt și ele fenomene de umbră și penumbră. La eclipsa de soare, așa cum vedeți în desen, umbra lunii cade pe suprafața Pământului. Și deoarece soarele are diametrul mult mai mare decât luna, umbra lunii pe suprafața Pământului are diametrul, aproximativ diametrul, pentru că nu este chiar un cerc, mai mic decât diametrul lunii. Deci umbra lunii este mai mică decât luna, pentru că, așa cum vedeți pe desen, există raze de lumină convergente care vin de la soare și ajung pe suprafața Pământului, deși între Pământ și soare se găsește luna. Și pentru că soarele nu este o sursă punctiformă, ci are o extindere spațială, există și o zonă de penumbră. De fapt, zona de penumbră este mult mai mare decât zona de umbră.
Acolo unde cade umbra lunii avem eclipsă totală de soare, iar acolo unde avem penumbră avem eclipsă parțială de soare. În această fotografie puteți vedea în timpul unei eclipse de soare umbra lunii pe suprafața Pământului fotografiată din spațiul cosmic. Pentru că atât Luna cât și Pământul sunt în mișcare față de Soare, umbra Lunii nu are o poziție fixă, ci se deplasează pe suprafața Pământului, descriind o curbă. De pildă, în acest desen, puteți vedea umbra Lunii la eclipsa de Soare din 1999, sus, pe suprafața globului, iar jos puteți vedea traseul umbrei lunii pe suprafața țării noastre. Eclipsa a fost totală doar pe zona peste care a trecut umbra lunii. În zona de penumbră, care, așa cum v-am spus, este mult mai mare, acolo eclipsa este doar parțială. Trecerea umbrei lunii peste un anumit loc de pe Pământ durează de obicei câteva minute. Timpul maxim posibil poate să fie de peste 7 minute, dar de cele mai multe ori eclipsele totale de soare sunt mult mai scurte. În această perioadă în care trăim noi din istoria sistemului solar, discul aparent al lunii pe cer are cam același diametru cu discul soarelui. Și asta pentru că distanța de la Pământ la Soare este cam tot de atâtea ori mai mare decât distanța de la Pământ la Lună, de câte ori este mai mare diametrul Soarelui decât diametrul Lunii. Cam de 400 de ori. Dar, pentru că Luna se îndepărtează de Pământ cu aproape 4 cm în fiecare an, voi explica de ce în alt material, peste multe zeci, sute de milioane de ani, nu vor mai putea avea loc eclipse totale de soare, pentru că discul lunii va fi mai mic, discul aparent al lunii pe cer va fi mai mic decât discul aparent al soarelui. Discul lunii nu va mai putea acoperi complet discul soarelui și atunci vor fi doar eclipse așa numite anulare, adică eclipse în care o parte din discul soarelui, ca un inel, rămâne vizibil chiar și în timpul eclipselor. La eclipsa de lună, umbra Pământului cade pe suprafața Lunii. Pământul se găsește între Soare și Lună. Și pentru că diametrul Pământului este mai mare decât diametrul Lunii, umbra Pământului poate acoperi complet suprafața Lunii. Suprafața Lunii pe care e zi, evident, suprafața Lunii orientată spre Soare. Și de aceea, eclipsa are o fază totală în care toată suprafața Lunii, pe care este zi, se găsește în umbra Pământului. Și cu toate astea, Luna nu dispare de pe cer în timpul eclipsei totale de lună. Se vede în continuare, mult mai puțin strălucitoare și colorată puternic în roșu. Oare de ce? V-ați gândit vreodată ce se vede de pe lună în timpul unei eclipse de lună? Dacă priviți desenul, înțelegeți imediat. Pe lună este eclipsă de soare. Discul Pământului a acoperit discul soarelui pe cerul lunii. Dar Pământul are atmosferă, iar atmosfera împrăștie puternic radiația luminoasă albastră și verde. Așa că razele de lumină care pot să treacă prin atmosferă și să schimbe direcția prin refracție, vom discuta despre asta când ajungem la refracție, și care pot ajunge totuși pe suprafața lunii, sunt aproape toate roșii sau portocalii. Pentru că, repet, culorile albastru și verde au fost împrăștiate de atmosferă pe alte direcții. Și din această cauză, luna se vede roșie de pe Pământ, iar de pe lună, dacă am putea să vedem o eclipsă de soare de pe lună, adică am fi acolo în timpul unei eclipse de lună pe Pământ, am vedea cam ceea ce vedeți în acest desen, adică am vedea în jurul discului Pământului un inel roșu strălucitor care este atmosfera Pământului.
Deci lumina roșie care ajunge pe suprafața lunii o colorează în acel roșu caracteristic eclipselor de lună, care a fost considerat un semn rău în vechime, deoarece seamănă cu culoarea sângelui. Încă ceva legat de eclipse. Deși dacă numărăm pe termen lung, eclipsele de soare și de lună sunt cam în același număr, eclipsele de soare sunt mult mai rare în unul și același loc de pe Pământ. Și acum cred că înțelegeți de ce. Pentru că eclipsa de soare este vizibilă, așa cum ați văzut în desenele acestea, doar în zona pe care se deplasează umbra lunii. În schimb, eclipsele de lună sunt văzute, pot fi văzute de pe toată suprafața Pământului, pe care e noapte în timpul eclipsei de lună. Și de aceea, repet, din unul și același loc vedem mai puține eclipse de soare în timp decât de lună. În încheierea acestui curs introductiv, câteva lucruri despre viteza luminii. Viteza luminii este importantă și în optica geometrică, pentru că unele fenomene studiate aici apar tocmai datorită variației vitezei luminii în funcție de mediu sau de culoarea luminii. Astfel de fenomene sunt, de pildă, refracția luminii și dispersia luminii. Viteza luminii în vid, pe care o notăm cu litera C mic, este o constantă fundamentală a Universului în care trăim și are valoarea de aproape 300 de mii de kilometri pe secundă. Veți vedea valoarea exactă când veți nota. Această viteză este viteza maximă cu care putem transmite informație dintr-un loc în altul. Este viteza maximă cu care poate să ajungă informația dintr-un loc în altul al Universului. Dacă notăm viteza luminii într-un mediu material cu V, atunci vom constata, dacă facem măsurători, că viteza în oricare mediu este mai mică decât viteza luminii în vid. Deci V este întotdeauna mai mic decât C mic. Iar raportul C mic supra V, care ne arată de câte ori este mai mare viteza luminii în vid față de mediul respectiv, sau invers, de câte ori este mai mică viteza într-un mediu decât viteza luminii în vid, se numește indice de refracție al mediului respectiv și se notează cu litera N. Și pentru că, repet, viteza luminii în vid este întotdeauna mai mare decât viteza luminii într-un mediu material, N este întotdeauna mai mare decât 1. Deci este un număr supraunitar. Să vă dau câteva exemple. Indicele de refracție al apei este 4 pe 3, deci aproximativ 1,33, și indicele de refracție nu are dimensiuni, nu are unități de măsură, pentru că este raportul la două viteze. Deci unitatea de măsură se simplifică. Indicele de refracție al sticlei este cuprins între aproximativ 1,3 și până pe la 1,7. Și asta pentru că există multe feluri de sticlă și în funcție de ce conține sticla respectivă și viteza luminii în ea va fi diferită. Cel mai mare indice de refracție îl are diamantul dintre toate mediile pe care le cunoaștem. Indicele de refracție al diamantului este de aproximativ 2,42.
Ceea ce înseamnă că viteza luminii în diamant este de aproape 2 ori și jumătate mai mică decât viteza luminii în vid. În cursul următor va fi vorba despre reflexia și refracția luminii, precum și despre fenomene care apar datorită reflexiei și refracției luminii. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!